Salutare! Vrei găini sănătoase, dar în același timp vrei să-ți facă și ouă? Astăzi vreau să-ți arăt un stimulent de găini ouătoare, cum poți să crești producția de ouă, dar și cu toate ingredientele care sunt sigură că deja le ai la tine acasă. Haideți să vedem împreună despre ce este vorba și vizionare plăcută în continuare! Salutare, prieteni, încă o dată și bine ați venit sau ați revenit pe canalul nostru de YouTube, după cum știți, Delia și Alex. Astăzi vreau să vă arăt un stimulent de găină ouătoare, pur și simplu făcut de voi acasă, cu tot ce găsiți la voi acasă. Este foarte simplu și ușor de făcut. În același timp, menținem găinile sănătoase, dar și crește producția de ouă. Pentru că, tot știm, odată ce avem găini sănătoase, avem și ouă bune, gustoase, dar în același timp și foarte sănătoase, pentru consum, pentru micul dejun, prăjituri sau ce mai vrem noi să facem din ouă. Acum, a venit vara, căldura, toți vrem ouă de la găinile noastre, dar în același timp vrem să le ținem și sănătoase. Așa că, cu ingrediente simple care noi le avem acasă și nu trebuie pur și simplu să cumpărăm nimica, putem să facem un stimulent de găină ouătoare, în care menține și găinile sănătoase, dar ne face și ouă bune și gustoase. Eu aici deja am pregătit de tot ce am nevoie, și vreau să vă arăt și vouă ce am aici, imediat o să vă arăt. Și avem nevoie de puține ingrediente. Cu cel mai important lucru cu care o să încep astăzi și care este cel mai important din această rețetă, dar nu numai din această rețetă, tot timpul când vreți să țineți găinile sănătoase, eu tot timpul v-am zis de cojile de ou. Cojile de ou, dragi prieteni, sunt calciu natural pentru găini și le ajută în același timp pentru că au toate... tot calciu, vitamine, minerale și tot ce au păsările noastre de nevoie. Dacă gândiți că aveți rații acasă sau gâște sau curci sau bibilici, puteți să faceți același lucru și cu cojile de ou după ce le folosim. O să vă las aici un link sau o să vă pun mai bine în descriere să vedeți cum puteți să faceți în mod natural, dar și mare atenție cum pregătiți ouăle și de unde luați ouăle când vreți să faceți acest calciu natural. Este ușor de făcut, este din coș de ou pe care le-am spălat, l-am fiert, l-am uscat și l-am măcinat cu râșnița de cafea. Dacă le puneți așa ca mine într-un borcan, puteți să le țineți mulți ani la voi în cămară și să dați de fiecare dată când aveți nevoie la găini. Puteți să le dați zilnic, puteți să faceți o cură cu coș de ou pentru că este calciu natural, dragi prieteni. Cel mai important, aveți grijă cum faceți ouăle și cojile de ou și nu aruncați niciodată cojile de ou, pentru că sunt sigură că dacă voi aveți găini, aveți și coș de ou pentru că gătiți. Așa că adunați cojile de ou și cât aveți mai multe, pregătiți-le și dați-le la găini sau la păsările care voi le aveți în gospodărie. Acum vreau să vă arăt și următoarele ingrediente de care avem nevoie, dar și cum le pregătim. Avem nevoie de puține ingrediente, eu mi-am pus aici tot ce am nevoie ca să-mi fie mult mai ușor și să nu vă rețin așa mult și bineînțeles în ce să puneți mâncarea după aia la găini. Eu am așa, asta e de la apă ce-o rămas că s-a spart și unul din ăsta de la flori. Mai avem nevoie de pâine. Pâinea nu trebuie să fie, poate să fie mai veche, mai uscată, dar aveți grijă, nu are voie să fie mucegăită. Noi avem aici pâine deja de câteva zile, nu mai consumăm, așa că o să o punem la găini. Aici avem 1, 2, 3, 4, 5, 6 felii mari de pâine, dar voi faceți cantitatea de care aveți nevoie și o dați odată la o masă, deci nu le puneți non-stop să aibă, le faceți odată la o masă și puteți să faceți o cură din aia de 5-7 zile și sunt sigură că din a doua zi, a treia zi o să vedeți rezultatele. Cojile de ou, aici pot să vi le arăt mai bine, vedeți, sunt măcinate, sunt uscate, măcinate cu râșnița de cafea, după cum vedeți sunt ca un praf. Am primit multe întrebări că o să învețe găinile să mănânce ouă, n-are cum să învețe găinile să mănânce ouă, pentru că după cum vedeți ele nu știu ce mănâncă, pentru că așa bine sunt măcinate încât ele nu știu. Aici am pus un pic cu apă rece, nu caldă, cu apă rece am pus un pic, nu este mult, vedeți cât am luat aici, unde îi, cam 600 de... până la 600 aici, nu puneți mult, am pus un pic de aici cereale ce dăm noi la găini, grâu, porumb, frara soarelui,
Am luat de data asta scurtură mare, puteți să puneți și întreg dacă aveți, puteți să puneți și măcinătură fină dacă aveți. Aici am luat în găleată câțiva pumni de iarbă, vedeți, pe care am mărunțit-o mărunt. Foarte mărunt am mărunțit-o, am tăiat-o. Și tot aici am găleat, o să și facem amestecul. Aici, cel mai important, dragi prieteni, avem urzică. V-am mai arătat eu și v-am mai vorbit despre urzică. Aici avem urzică, am tocat-o mărunt, cât de mărunt am putut eu. Și am pus-o cu apă clocotită și am lăsat-o 15 minute să steie. Acum ne apucăm să începem să pregătim și o să începem cu pâinea pe care o încercăm să o rupem cât mai mărunt. Și oricum o să punem apă să înmoaie. Aveți grijă, nu dați pâine tare la găini pentru că le zgârie pe gât și ele n-au din să rupă, să ciugulească și puteți să aveți neplăcerea că vă omorâți găinile. Puneți și faceți în funcție de câte găini aveți acasă. Nu există o rețetă anume sau nu pot să vă zic câte ingrediente sau cât să puneți cantitate din fiecare. Fiecare face pentru câte păsări are la el acasă. Noi, după cum știți, avem 3 cocoșei mici, avem 9 găini, 3 găini și 7 puichițe și 3 gâște. Deci noi pentru cantitatea aia o să facem și o să dăm și la puișorii care sunt destul de mari. O să vi arăt, care i-am pus prima serie la incubat, o să dăm și la ei și lor să mănânce, pentru că este natural și le face bine. Dar la pui mici, dacă aveți pui de 2 luni, 3 luni sau mai mari, să zic așa, de 2 luni, puteți să le dați și lor, dar dacă aveți pui mici, nu le dați să mănânce așa ceva, pentru că nu este bine. Dau așa că mai lovesc stativul. Acum punem grăunțele. Punem și calciu, coșile de ou. Eu pun 2 linguri, este suficient. Și acum punem cu totul urzica și îl amestecăm. Și dacă în caz că o să mai trebuiască, o să mai aducem și o să mai completăm cu apă. Într-adevăr avem și zeamă, dar n-ar nimica. Ele oricum o să ciugulească ce o să fie și zeamă o să rămână. O bombă de vitamină, vedeți? Puteți să o scoateți acum și fără zeamă. Eu revin imediat, mă duc să iau și ceva în ce să pun la puișori. Eu am luat așa un bol cu care scoatem noi cerealele la găini. Le punem și la pui un pic. Nu punem mult. Numai bine așa vă arăt cât de bine arată. Vedeți? Foarte bine. Avem aici o bombă de vitamine. Iarba, care are multe vitamine și minerale. Urzica, care conține fier și conține tot ce au nevoie păsările, dar și noi oamenii. Și ajută să crească imunitatea. Este un stimulant de ouă, dar și mențineți păsările dumneavoastră sănătoase. Avem pâine, care pâinea conține drojdie, după cum știți, și crește producția de ouă în mod natural, fără să mai faceți toate nebuniile cu drojdie crudă la găini care vă pot omorâ găinile. Și avem gruporum, floarea soarelui, care are o mulțime de vitamine, minerale și ce mai au nevoie găinile, practic, este mâncarea lor de bază. Și coș de ou, care este calciu natural. Deci avem o mulțime de vitamine, o mulțime de beneficii bune pentru păsările noastre și nu avem nicio problemă ca să ne facem ceva griji că nu este bun, pentru că este natural și sunt sigură și convinsă că și voi aveți acasă așa ceva și dacă nu, tot găsiți undeva urzică. Dacă în caz că acum aveți posibilitatea să faceți cu urzicile, tot am zis, o să-mi fac un timp să mă duc să culeg, pentru că sunt deja plin de urzici și urzicile pentru animalele noastre este
Foarte bun, ați văzut că am mai făcut și în iarnă cu urzicile, pentru că eu am avut și uscate urzici, dacă am pus aici, am avut și urzici uscate și a fost foarte bună pentru găini. Cam așa arată mâncarea noastră de astăzi la găini și la gâște și la puișori. Este ușor de făcut, nu vă necesită mult timp, lăsăm și zeama pentru că și asta e plină de vitamine și o să mănânce, o să mănânce și după aia o să bea. Acum, haideți să mergem la găini. Am ajuns aici la găini, am pus, ia uitați cum mănâncă, gâștele, mai ales că gâștele le place foarte mult verdeața, de-aia am și lăsat zeamă. Găinile și puichițele. Și acum mergem și la puiuți. Da, de aici furia. Deci la puiuți sunt destul de mari. Și de-aia am zis, dacă au trecut de două luni, deja puteți să le dați lejer și lor așa ceva să mănânce. Dacă sunt prea mici, nu le dați, dragi prieteni, pentru că nu este bine. Deci ce frumos au crescut puișorii. Dacă vedeți ce obrăjori are. Și așa menținem păsările sănătoase. Avem și ouă de la ele și foarte sănătoase. Și am făcut schimb. Na. M-am făcut schimb de mâncare, da, numai bine bezi și zeamă, așa e plină de vitamine. Acum numai ce am pus și la incubator ouă de gâscă și am mai luat de la un prieten de-a nostru și ouă de rață, să vedem ce o să iese. A făcut Alex un videoclip unde v-o arătat. Așa menținem păsările sănătoase. Este dimineața, așa că nu le-am mai dat altă masă, doar acum asta și mai târziu le dăm și mâncare, mai după masă. Aveți grijă dacă faceți așa mâncare moale, adică mâncare, să zic așa, umedă, să nu o lăsați mult timp pentru că se strică și trebuie să avem un pic grijă acum perioada asta de iarnă, pentru că se strică, de iarnă, mă scuzați, de vară. O lăsați câteva ore, dacă în caz că nu mănâncă, o luați de acolo. Lor le place să facă așa cu ciocul. Puichițele, nu au început încă să facă ouă, dar așteptăm să înceapă săptămânile astea. Ei de acolo, de la pui vor să mânce. Nu ciupește găinile. Doar le prinde cu ciocul, le împinge, dar nu le ciupește. Na, acum aș fugări toate găinile. Numai voi să mâncați. Liba! Atât a fost. Liba, liba, liba! Puichița asta numai roată umblă acolo. Așa că dacă vreți să țineți păsările sănătoase, fără chimicale și fără multe chimice, puteți să faceți această rețetă simplă, care sunt sigură și sunt convinsă că o aveți la voi acasă. Dacă în caz că nu aveți iarbă, puteți să faceți și fără iarbă, dar nu faceți fără urzică. Dacă nu aveți urzică proaspătă la voi acasă, în grădină sau pe lângă casă, atunci puteți optați pentru urzică uscată sau ceai de urzică. Găsiți la prafar, la farmacii, la marketuri, peste tot ceai de urzică. Se găsește oriunde, dacă în caz că nu aveți lângă casă sau poate vezi clipul ăsta când este iarnă și atunci poți să înlocuiești urzica proaspătă cu urzica care este de cumpărat uscată. Sper că v-a plăcut, dragi prieteni, acest videoclip și nu știu cum să mă întorc de soare și vă ajută în unele situații, sunt sigură că vă ajută și o să vedeți că după câteva zile, după ce dați așa la găini și la păsări, o să înceapă să-și deie drumul la ouat. Dar pe noi nu ne interesează doar ouăle, ne interesează să avem și păsări sănătoase, că odată ce avem păsări sănătoase, avem și ouă sănătoase și carne și mai multe lucruri gustoase, dar și foarte bune și sănătoase de la păsările noastre. Dacă în caz că știi pe cineva care
crește păsări, trimite acest videoclip că sunt sigură că o să-l ajute și la noi pe canal mai găsiți mai multe lucruri despre păsări și creșterea și incubarea și tot ce vreți și ce nu vreți găsiți pe playlistul de găini. Dacă vreți să vedeți și de iepuri, porcușori de Guinea, câini, pisici, găsiți iar așa frumos la noi pe playlisturi. Tot ce v-ar interesa. Noi o să ne vedem și data viitoare. Până atunci, dragi prieteni, aveți grijă de voi, de animăluțele voastre și de tot ce iubiți voi. Mi-ar place foarte mult să văd acolo jos în comentarii să-mi spuneți cum faceți voi și ce stimulente naturale dați voi la păsările voastre. Până data viitoare, dragi prieteni, numai bine, mult succes! Eu vă salut cu respect ca de fiecare dată. V-am pupat, numai bine! Ciao, ciao!